fi condus la INMR de polițistul rutier pentru recoltare la cerere atunci când valoarea este de la 0,01 până la 0,40 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Ceea ce înseamnă că el poate nu este de acord cu valoarea indicată de aparat din etilotest. Uh-huh. Și atunci, bineînțeles că are acest drept, iar polițistul are obligația să-l conducă la sediul INMR. Acolo îi se vor recolta două probe de sânge la interval de o oră între prelevări, uh-huh. Da? Între recoltări, și după aceea va primi la cea de-a doua recoltare, va primi o dovadă înlocuitoare cu 15 zile valabilitate, valabilitate care intră în vigoare în 24 de ore de la cea de-a doua recoltare.